care pretindere și soarele primești, Cristierul bunătăților și Dătătorul de viață, vină și să se răsturiește cu noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părtevoarte, crește de noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părtevoarte, crește de noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părtevoarte, crește de noi! Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-mi nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel ce vrea. Bună ziua, dragi amici! Sunt onorat să vă transmit mesajul prim-ministrului, domnul Marcel Ciolacu, cu prilejul Zilei Naționale a României. Este Ziua Națională a României, sărbătoarea tuturor românilor. O zi în care m-aș bucura să ne străim spiritul universit care i-a încălcărat pe înaintașii noștri de anul 1905, înfăcuitorii Mai Unii. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva înainte și care până o lume întreagă la cercare. Iar România nu este nicio ocolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și, iată, avem prilejul, cu fiecare nouă provocare a prezentului, să ne lăsăm că împreună, noi românii, avem puterea de a ne atinge marile obiective. Acest lucru implică eforturi din partea tuturor și, mai ales, o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim la cetățeni, societate civilă, mediul de afaceri, reprezentanții ai statului sau la clasa politică. Când ceva tinde să ne dezvine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiuni, de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și a fiecărui cetățean. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc capabil să ne unească. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România. Vă mulțumesc! Thank you.
Ceremonia de astăzi participă cu forțe și mijloace detașamentul din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Administrației Naționale a Penitenciarelor. De asemenea, le revine onoarea de a defila prin fața dumneavoastră militarilor din cadrul contingentelor militare polonez, portughez și nord-macedonean, care fac parte din structura Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Thank you.
Ofițerul este absolvent al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, promoția 2012. Primele trei autovehicule sunt blindate din dotarea Brigăzii Multinaționale Sud-Est, transportoarele de trupe pe roți Pirania 5, care începând cu anul 2020 intră în dotarea batalioanelor de infanterie ale Forțelor Terestre. Pirania 5 este un transportor compatibil cu transportoarele blindate pentru trupe din armatele NATO, din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniție și al suportului logistic. Are un design modern, o protecție balistică superioară, blindaj performant, fiind dotat cu diferite sisteme auxiliare. Următoarele autovehicule sunt cele mai noi blindate din dotarea Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Primul autovehicul, Pirania 5, este destinat pentru cercetare chimică, biologică, radiologică și nucleară. Al doilea autovehicul, Pirania 5 Medevac, este un transportor blindat de tip NATO cu o dotare medicală de ultimă generație, foarte util în acordarea primului ajutor medical în situație tactică. Al treilea transportor, Pirania 5 Tehevac, este un vehicul blindat de sprijin destinat să repare, recupereze și să sprijine din punct de vedere tehnic atât vehiculele de luptă cât și vehiculele de sprijin. Următoarele trei autovehicule sunt transportoare blindate de trupe Pirania 3C, aparținând batalionului 22 Infanterie Romanați. Transportorul are un design deosebit, un blindaj performant ce asigură o protecție ridicată, fiind dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și armelor chimice, bacteriologice, radiologice și nucleare. Următorul bloc de defilare aparține contingentului militar polonez și este format din trei transportoare blindate Rosomac. Transportorul anfibiu blindat pentru infanterie Rosomac este prevăzut cu turelă și tun automat calibru 30 mm. Ca armă secundară are o mitralieră calibru 7,62 mm. De asemenea, este dotat cu un aruncător de grenade calibru 40 mm ce poate angaja și distruge ținte ușor blindate. Defilează transportoarele blindate Panduri din dotarea contingentului militar portughez care își desfășoară activitatea în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Transportorul Pandur a intrat în dotarea armatei portugheze în anul 2009 și este un transportor modern compatibil cu cele blindate pentru trupe din armatele membre NATO. Din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniție și al suportului logistic. Trec prin fața dumneavoastră complexele antiaeriene Oerlikon, tractate de autocamioane Iveco, aparținând batalionului 205 apărare antiaeriană, general Gheorghe Bârbulescu. Sistemele pot combate avioane cu sau fără pilot, rachete sol-aer, elicoptere de atac ce survolează la înălțimi mici, ținte terestre ușor blindate, având o cadență de tragere de 1100 lovituri pe minut. Următoarea tehnică face parte din dotarea regimentului 61 rachete antiaeriene Pelendava, care a fost înzestrat cu sistemul de apărare antiaeriană Hawk, având următoarele componente: radarul de iluminare HIPIR tridimensional cu undă continuă, lansatorul M192 care este destinat pentru susținerea a 1-3 rachete. Rachetele sunt destinate pentru nimicirea sau avarierea mijloacelor aeriene ale inamicului.
defilează tehnica aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Mihai Bravul Dolj și grupării de jandarmi mobile Frații Buzești Craiova, respectiv 3 ATV-uri și 3 Dacia Duster, 3 autoturisme de teren marca Ford Ranger, 3 Peugeot Expert 8+1 locuri. Autoturismele Ford Ranger și ATV sunt utilizate de către structurile de jandarmi pentru creșterea mobilității acestora pe timpul intervențiilor. Autospecialele Peugeot Expert și Dacia Duster fac parte din dotarea structurilor de jandarmi și sunt utilizate în misiunile curente de menținere și asigurare a ordinii publice, precum și în misiunile de intervenție antiteroristă. Ce aparțin Inspectoratului pentru Situații de Urgență, format din 5 autospeciale de intervenție. Autospeciala de intervenție cu apă și spumă de 10.000 de litri, destinată să acționeze pentru oprirea procesului de ardere. Autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime de 45 metri, care acționează independent sau în cooperare cu alte echipaje de intervenție. Autospeciala pirotehnică este un mijloc de luptă ce deservește la cercetarea terenului, precum și la identificarea și distrugerea de descoperirea al munițiilor. Autospeciale de primă intervenție pentru lucruri cu apă la înaltă presiune și hidroperforare destinată pentru stingerea incendiilor. Autospeciala de descarcerare care acționează pentru eliminarea locului intervenției, permiterea accesului și extragerea victimelor încarcerate. Trece prin fața dumneavoastră un detașament aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, format din următoarea categorie de tehnică. 2 motociclete și un autoturism marca BMW, care face parte din dotarea structurilor de poliție, fiind folosite în misiunile de fluidizare, supraveghere și control al traficului rutier. Autospeciala marca Dacia Duster face parte din dotarea polițiștilor de ordine publică și este folosit în activități de patrulare. Autospeciala marca Ford Ranger din cadrul biroului pentru protecția animalelor, folosită pentru deplasarea și salvarea animalelor. Autospeciala marca Mercedes Vito și polițiștii serviciului pentru acțiuni speciale, echipați cu tehnică de luptă specifică și pregătiți pentru desfășurarea misiunilor. Autospeciala Mercedes Vito, laboratorul criminalistic folosit în activitatea de cercetare la fața locului. Defilează acum locul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații. Primele două autospeciale, marca Volkswagen Caravel din cadrul structurii Antitero, au rol de ripostă imediată. Autospeciala de intervenție CBRN și pirotehnică, marca Mercedes Sprinter, ce tractează remorca antibombă, are rolul de a interveni la incidente de natură teroristă cu colete suspecte și amenințări cu bombă. Autospeciala de intervenție pirotehnică, marca Mercedes Vito, prin Brigada Antiteroristă SRI îndeplinește rolul de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Urmează defilarea autovehiculelor aparținând Poliției Locale a Municipiului Craiova. Poliția Locală a Municipiului Craiova, instituție de forță complementară a structurilor de ordine publică, participă cu un dispozitiv format din 2 autospeciale echipate complet, o autospeciale blindată, 2 autospeciale ce desfășoară acțiuni și misiuni pentru fluidizarea traficului rutier. Către locotenentul Dumitru Speriatu Gabriel, comandant de companie în cadrul acestei structuri de elită a Armatei României. Unitatea
Societatea este depozitarea tradițiilor militare și de luptă ale regimentului 26 Doromanți, unitate înființată la 1 aprilie 1880, fiind parte la toate momentele importante ale poporului român și ai cărei militari și-au dovedit tenacitatea, curajul și spiritul de sacrificiu pe câmpurile de luptă ale celor două mari conflagrații mondiale. Participarea Scorpionilor Roșii de ieri și de azi la numai puțin de 14 misiuni internaționale în teatre de operații din Balcanii de Vest, Africa și Asia face din Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab cea mai intrantă structură din Armata României. Militarii craiovezi demonstrând că sunt adevărați profesioniști reprezentând cu cinste România și poporul român. La acest moment, Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab se prezintă ca o unitate modernă, ușor dislocabilă, având în dotare cele mai noi categorii de echipamente și tehnică, fiind implicată în toate evenimentele majore de instruire la care Armata Română este parte, lucruri care conduc la excelente oportunități pentru Scorpionii Roșii. Viața pentru unirea românilor. Salvați România! Sunt
Se depune o coroană de flori din partea Partidului Forța Dreptei. Flori din partea Partidei Romilor Pro-Europa. Se depune o coroană de flori din partea Asociației Macedonenilor din România. Se depune o coroană de flori din partea Asociației Armenilor din România. Ca să-mi oprim anii în loc,
mai toți oamenii de viață. Petreceți până dimineață și eu victoria de-a glas, vă răscolajul nu vă las. Bine, Craiova! Hop, hop! Cea mai frumoasă horă la Craiova! În cetatea banilor! Să o bucurie frumos cu sufletul său, l-a lăsat Dumnezeu, drag de omul ce știe. Viața-i o bucurie frumos cu sufletul său, l-a lăsat Dumnezeu, mai toți oamenii de mine și pe strada mea bine. Haideți cu toții la jos, ca să oprim anilor. Viață-i tot ce avem mai sfânt, s-o trăim numai jucând. Nu e cu mine să strici și la am tot aici. Mulțumim! Să-mi fie prea mult. Te-mi spune să-mi iubim.